ajutorul Domnului am ajuns la cea de-a 10-a și ultima lecție din ciclul Cateheze despre căsătorie. Să ne reamintim în câteva cuvinte lecțiile parcurse. După ce am privit familia în concept biblic, un legământ al dragostei, am observat importanța educației în familia de origine. Apoi am amintit nevoia de a avea un mediu religios și social favorabil. Am abordat probleme specifice vârstei premaritale, vorbind despre inocență, puritate, celibat, despre crizele imoralității și posibilitățile de pocăință. Apoi am vorbit despre ceea ce este dragostea prezentată în Scripturi, nu doar un sentiment efemer, ci o natură în primul rând, asta pentru cei născuți din Dumnezeu, o decizie referitoare la viața de familie și o relație care se instaurează între cei doi bazată pe slujirea și pasiunea de care a dat dovadă și Dumnezeu în relația cu noi. Divinitatea în raport cu poporul său este modelul vieții desăvârșite de familie. Am abordat și câteva etape procedurale premaritale, arătând că prieteniile între băieți și fete nu sunt recomandate de Scripturi, nu sunt sănătoase. Biblia vorbește despre curtare, ceea ce înseamnă o intenție serioasă despre căsătorie. Când cineva nu vorbește doar așa ca să-și consume energiile latente ale vremii, și cu gând serios să intre în acest proces sacru. Apoi am amintit și despre nevoia de a veni în curăție înaintea Domnului la cununie, lăsând aspectele de imagine fizică pe locul 2, dorind din toată inima ca Dumnezeu cel care poate și vrea să dea binecuvântare. Lecția trecută am vorbit despre natura diferită a bărbatului și a femeii și astăzi voi aminti câteva sfaturi practice pentru începutul vieții de familie. Primii ani de familist trebuie să fie dedicați fundamentării familiei, nu doar fericirii pe care și-o doresc tinerii, împlinirii poftilor tinereții. Scriptura dă loc și pentru fericirea și bucuria tinereții. Dar o face încadrând-o cu responsabilitate în așezarea unor principii care să facă să reziste familia. Scripturile Vechiului Testament spuneau prin cartea de Deuteronom, capitolul 24, versetul 5, vorbind despre primii ani, în mod deosebit despre cel din tâi, când un om va fi însurat de curând, să nu se ducă la oaste și să nu se pună nicio sarcină peste el, să fie scutit din pricina familiei timp de un an și să veselească astfel pe nevasta pe care și-o luat-o. Dar apoi să intre în mod deplin în consistența actului de familist. Unii nu înțeleg aceasta, și precum cel notat de Domnul Iisus în pilda din Luca 14, versetul 20, care a refuzat să vin la cină cu cuvintele: tocmai acum m-am căsătorit și de aceea nu pot veni. Adică a lăsat un lucru foarte important pe motiv că, fiind proaspăt căsătorit, aș vrea să-și dedice primii ani unor preocupări și pasiuni personale. A comis o mare greșeală. Pentru că spune în finalul pildei, versetul 24, vă spun că niciunul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Spuneam de asemenea într-una din lecțiile anterioare că primii ani după căsătorie sunt ani în care dragostea se trezește la realitate și cei doi constată ceea ce sunt și ceea ce pot să facă. Se văd cu adevărat fondurile și se evaluează în mod real cheltuielile. Și mulți în perioada aceasta suportă înfrângeri, eșecuri, pentru că familia nu a fost ceea ce se așteptau ei. De aceea unii regretă, consideră că trebuiau să mă amâne sau
se resemnează într-un mod vinovat sau dând vina pe partenerul de viață. Așa s-a întâmplat într-o familie când într-o zi soția, fiind plecată cu mașina, a fost sunată de soț să vină repede că trebuie să plece el într-o anume activitate. A întârziat puțin pentru că nu putea ajunge mai repede, probabil a fost la distanță, dar a venit grăbită și când a închis ușa, nu și-a dat seama că mașina s-a blocat și cheile au rămas înăuntru. I-a spus lui că mașina e disponibilă, dar când au constatat asta, el și-a dat seama că întârzie, s-a învârtit puțin pe lângă mașină și apoi a explodat, zicând, nu știu cum te-a făcut Dumnezeu așa frumoasă, dar așa proastă. Adică el a recunoscut că a luat-o datorită frumuseții. Dar acum n-a rezistat unei slăbiciuni și m-a catalogat-o drept nepriceput. Ea nu s-a lăsat oarecum mai prejos și a rezervat dreptul la replică și a zis, m-a făcut așa frumoasă să mă pot iubi și așa proastă să te pot iubi și eu. Acum eu întreb, care din ăștia doi merită nota 10? Nici unul. Primii ani de căsătorie adesea descoperă lucruri care nu se bănuiau înainte și care nu-i sănătos să rămână pentru mai târziu. De aceea vă îndemn ca primii ani de familie să fie folosiți pentru formarea, pentru educarea celor doi. Numai așa se poate ajunge la realizarea unei case care să se înalțe și să rămână. Altfel, binecuvântarea se dovedește a fi o rouă care trece. Numai prin efort, prin calificare la locul de muncă, putem să ajungem să primim ceea ce ne-am dorit și să ne bucurăm așa cum ne-am așteptat. Iată ce vă citesc din Tit, capitolul 2, unde eu văd în cuvintele Apostolului diferența dintre un familist tânăr din primii ani și unul mai bătrân, cu ani de familie. Tu nu se vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vredni de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine, în mod deosebit, să învețe pe femeile mai tine să-și iubească bărbații și copiii. Deci familiștii cu experiență trebuie să-și ajute copiilor și pe alții din adunare, pentru ca și cei tineri la rândul lor, când vor fi bătrâni, să poată să fie maturi. Asta va depinde dacă cei tineri vor vrea să asculte, așa cum scrie în continuare, să se înceapă această muncă de educare spirituală la tinerețe. Domnul să binecuvânteze familiile tinere, ca împreună cu ceilalți care s-au căsătorit mai demult în acest proces al desăvârșirii, să ajungă toți la statura la care Domnul ne vrea. Amin. Voi aminti într-o primă parte a lecției noastre câteva principii de bază în familie și într-o a doua parte câteva posibile probleme care apar și soluțiile pentru rezolvarea lor. În primul rând, așadar, câteva principii. Am notat 4. Primul. Starea spirituală, adică relația cu Domnul, este definitorie pentru reușita în familie. După căsătorie, cum spuneam, ies în evidență stările de nepocăință dinainte, care au fost ascunse în perioada prieteniilor. Atunci se întâlneau rar, se priveau cu admirație, dar după aceea, stând împreună zi și noapte, când se consumă sentimentele, ies la iveală și lucrurile care nu au fost recunoscute, poate, deși v-am învățat la vremea potrivită că tinerii trebuie să fie sinceri și să spună ceea ce au, pentru că
Nu-i nimic ascuns care nu va ieși la iveală. Asta e valabil și în privința vieții de familie. Valoarea timpului spiritual pe care îl petrece o familie este foarte important pentru viitorul ei. Adunarea de acasă. Felul în care ei citesc Biblia, se roagă împreună, cântă, postesc, asta va determina în mod categoric viitorul lor. Cei care sunt tineri familiști pot să verifice. Ceilalți ne amintim cu drag dacă am făcut-o, cu părere de rău dacă n-am știut asta sau n-am practicat-o. Oricât de bune intenții ar avea cei doi care se căsătoresc, oricât s-ar iubi, fără o bază spirituală, familia nu rămâne. De altfel, cele spirituale, sufletești și apoi fizice, se constituie ca într-o formă piramidală și dacă la bază nu este ceva spiritual și se începe doar cu sentimentele și se crede că se poate continua doar cu acestea, este ca și cum mai pune piramida să rămână cu vârful în jos. Nu rămâne, nu rezistă, se înclină. Ori într-o parte, ori în altă. Baza este dată de cele spirituale. Iată ce vă citesc din Efeseni, capitolul 5, de la versetul 8. Asta valabil și pentru cei care înainte poate au fost necredincioși, odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii și în continuare sunt câteva sfaturi. Versetul 10. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. Să se țină distanță față de lucrurile păcătoase, nici măcar să nu fie pomenite. Versetul 15. Să fie atenți, să umble cu băgare de seamă. Apoi, versetul 19. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnice și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți Sfântului lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Și apoi apar sfaturile pentru familie. De altfel, nici nu pot fi înțelese fără o bază spirituală. Ce să înțeleagă o femeie care nu studiază Biblia din cuvintele nevestilor fi supuse bărbaților voștri ca Domnului, dacă ea nu are o relație bună cu Domnul? Ce element de comparație are? Ce va înțelege un bărbat din cuvintele bărbaților iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica? Dacă el nu este preocupat de viața și activitatea Domnului Hristos, de la jertfă, continuând cu mijlocirea și apoi cu a doua venire și mântuirea eternă. Este foarte important ca un bărbat în mod deosebit să înțeleagă ce scrie în continuare aici, după cum Domnul Hristos s-a ocupat de biserica sa, a sfințit-o, prin botezul cu apă, prin cuvânt, să înfățișeze înaintea Tatălui această biserică, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta și sfântă și fără prihană. Domnul să ne cerceteze în privința spiritualității, adunărilor din familie. Dacă vă amintiți, cu câțiva ani în urmă, întrucât avem multe slujbe în biserică, am stabilit ca luni și sâmbătă, familiștii fiind liberi, să aibă fiecare o părtășie specială acasă. Asta să ne lege pe toate familiile din adunare, dar în mod normal, orice familie trebuie să aibă zilnic un altar, un timp de citire, de părtășie sfântă. Fără această activitate sacră, o familie pierde nu doar relația cu Domnul, va pierde și relația dintre ei. În Maleahi, capitolul 2, când Domnul acuză pe evrei că au rupt legământul cu partenerul de viață, afirmă că întâi au rupt legământul părinților. Asta e valabil de la Eva și Adam încoace. Mai întâi se rupe relația cu Domnul și apoi relația între cei doi. Și întotdeauna când relația între cei doi se vrea a fi reparată, trebuie reparată relația cu Domnul. Este ca și în cazul acelei familii de necredincioși care au divorțat, erau singuri și fără să se înțeleagă, socotesc că doar harul Domnului a programat aceasta, s-au întâlnit la o seară de evanghelizare. Și ca prin minune, o coincidență binecuvântată, amândoi au ieșit în față, cu lacrimi în ochi s-au predat Domnului. Și când să se întoarcă, s-au regăsit în priviri. Aveau deja o nouă inimă, s-au înțeles și au mers împreună acasă. Și familia a trăit din nou în relații bune. Relația cu Domnul repară așadar o relație afectată la nivel de familie. Iată ce vă citesc și din 1 Timotei, capitolul 5,
în ideea aceasta, unde se au în vedere și celelalte categorii de vârstă din familie, cum ar fi socrii sau bunicii. Versetul 4, dacă o văd, are copii sau nepoți de la copii, aceștia se deprindă să fie flavioși întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenelile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Și acum versetul 8, dacă nu poartă cineva grijă de lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință. Este mai rău decât un necredincios. Deci, o afectare a relațiilor de familie denotă o slabă situație spirituală. Un al doilea principiu, valabil pentru primii ani și toată viața, comunicarea dintre cei doi soți. Asta înseamnă ascultă și vorbește. Este sângele vieții. Oamenii nu pot să trăiască în comuniune fără să comunice în mod corespunzător. Dar asta trebuie făcută cu claritatea înțelepciunii și cu pasiunea sinceră a dragostei, când în vorbire se găsesc cele două elemente de căpătâi, înțelepciunea și dragostea, discuțiile, înțelegerea trebuie să fie bună. Voi citi câteva versete din Proverbe și haideți ca fiecare dintre noi, începând cu mine, să ne verificăm potrivit Scripturilor dacă așa vorbim cu partenerul de viață, gândindu-ne că asta se va răsfrânge și asupra copiilor. Când cei doi soți strigă unul la altul, să nu ne așteptăm ca atunci când vorbim cu copiii ei să ne răspundă în șoaptă. Sau când strigăm la ei, ei să nu fie provocați să reacționeze la fel. Proverbe, capitolul 18, versetele 20 și 21. Din rodul gurii lui își satură omul trupul. Din venitul buzilor lui se satură. Vedeți? Noi preparăm și noi consumăm. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Oricine o iubește, îi va mânca roadele. O comunicare bună este viață. O comunicare afectată duce la moarte, la ruperea relațiilor. Tot din Proverbe 12 cu 18, cine vorbește în chip ușuratic, sunt mulți oameni glumeți, alții vorbesc în doi peri, unii nu știu când mint sau când spun adevărul, cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Spunea o soție, m-a jignit și rămăseseră toate așa stocate în memorie. Atunci, de față cu ai mei, altă dată, de față cu familia cutare. Și el spunea, n-am vrut să te jignesc, probabil, dar n-a fost atent la vorbire. Și iată că a rănit pe partener. Și dacă te jignești un străin, se uită. Dar când te lovește cel de lângă tine, asta poate fi foarte dureros. În timpul Germaniei naziste, a fost plecat și condamnat. Când s-a căutat cauza, fusese trădat de cineva din familie. Și asta n-a putut să suporte. Și a pus capăt zilelor. De aceea să fim atenți, ca nu cumva în familiaritatea noastră, că ne permitem să vorbim cu cei de aproape de toate, să îi lovim. Tot din Proverbe citesc acum capitolul 16, versetele 23 și 24. Cine are o inimă înțeleaptă și arată înțelepciunea când vorbește și mereu se văd învățături noi pe buzele lui. Cu lucruri noi evităm riscul plictiselii. Cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere, dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase. Întăresc omul. Așa suntem creați. Dacă vreți, și un animal din gospodărie are nevoie să-i vorbești frumos.
Și el va resimți asta. Cu cât mai mult partenerul de viață, cel care ți s-a dăruit, poate o soție care sacrifică viața, trupul, are nevoie în mod obligatoriu ca prietenia care s-a format prin părtășie să fie păstrată pentru tot restul vieții. Unii familiști se rup la scurt timp după căsătorie și se reîmprietenesc cu alți prieteni sau se reîntorc spre casa părintească. Dacă ați fost atenți, am spus poate scurt duminică, fiind informat că prietenile miresei au o cântare și am zis așa, cu ocazia despărțirii oficiale a prieteniei lor, pot să mai cânte o dată. Ce am spus cu asta? Că acea prietenie nu mai poate să fie la nivelul de până acum. Vor rămâne eventual prieteni de familie, dar pentru asta e nevoie și de semnătura soțului. Întâlnirile oricum vor fi mai rare, telefoanele de asemenea. Și acele cuvinte prietenoase, ce faci draga mea, te-ai sculat sau încă nu te-ai culcat, de acum trebuie spuse partenerului de viață. Ca nu cumva să ne consumăm măsura noastră de dragoste în afară, să ni se verse izvoarele în piață și să nu avem suficiente cuvinte de iubire pentru partenerul care așteaptă. Acum depinde, cum spuneam la lecția anterioară, și de temperament. Dacă ai de-a face cu un melancolic, lângă el trebuie să stai și nu-i destul să-i spui o cugetare, trebuie să-i faci un eseu ca să-i fie suficient pentru împlinirea sufletească de care are nevoie. Citesc tot din Proverbe, capitolul 17, versetul 9. Cine acoperă o greșeală caută dragoste, dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui dezbină pe prieteni. Ne-am mărturisit și acest proces verbal se încheie. N-are niciun sens să mai reluăm greșeli trecute care ne vor distanța și nu rezolvăm nimic cu aceasta. Este o dovadă de slăbiciune. Dragostea le acoperă pe cele trecute sau poate pe cele curente care dovedesc că încă nu ne-am maturizat suficient. Citește din 18:13. Cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie și își trage rușinea. Să nu ne obișnuim așa să vorbim singuri în familie, să vedem dacă celălalt este pregătit ca să ne recepteze. Dacă este dispus și disponibil să discute cu noi. Dacă nu, vom găsi un alt moment. Că așa putem greși și să începem o poveste și apoi tot noi să ne supărăm că, vezi, tu nu ești atent, tu nu-mi bagi de seamă la ce ți-am spus. Eu vorbesc cu tine și te uiți în altă parte. Dar poate că nu era pregătit să discute cu tine, are ceva urgent sau poate este întristat. Și acest subiect trebuie abordat altă dată. Mai adaug un singur verset, 31:26, o prezentare despre care fiecare vrea să creadă că e vorba de nevasta lui. Ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Doamne, ajută! Atenție la volumul de cuvinte! Că și dacă nevasta cântă frumos, tot nu-i indicat să cânte într-una ca un post de radio. Cu atât mai puțin să povestească într-una oricâte experiențe ar avea. Iată ce spune înțeleptul pe această temă, Proverbe 10:19. Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască. Asta e valabil și între cei doi? Cu siguranță. Dar cel ce ține buzele este un om chibzuit. Vorbind multe, vorbind de toate. Între ele și lucruri care nu sunt necesare sau poate clevetel și alte erori pot fi făcute prin vorbirea multă. Când nu avem timp să le cântărim și să le evaluăm pe toate la nivelul minții. Și tot din Proverbe 21:9-19,
mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare. Versetul pune nenorocirea asta pe capul bărbatului. Dar mai sunt și situații mai rare decât în cazul femeilor în care bărbații vorbesc mult, mult. Tot aici scrie în versetul 19, mai bine să locuiești într-un pământ pustiu, te lipsești și de zona de pe acoperiș, decât cu o nevastă gâlcevitoare și supărăcioasă. Deci atât că vorbirea multă se asociază și cu stări de supărare care creează neplăceri. Am văzut situații în care unii oameni, nu neapărat că vorbesc prostii, dar vorbesc mult, mult de tot. Domnul să le dea har în rugăciune și să-i vorbească Domnului, care cred că va primi rugăciunea cenzurată de îngeri și nu o să-l plictisească. Dar evitați să obosiți atât partenerul de viață, cât și poate pe alții din familii. Comunicarea este sănătoasă, dar nu în exces. Iată ce vă citesc din 25, versetul 11 și 12. Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint, ca o verigă de aur și o podoabă de aur curat, așa este înțeleptul care mustră pentru o ureche ascultătoare. Deci e o bijuterie să vorbești cu înțelepciune și pentru cineva care poate să recepționeze. Dar dacă e prea mult, nu e un... sau niște mere de aur într-un coșuleț de argint. E un vagon de mere, cu vagon cu tot răsturnat peste celălalt, caz în care îl prăbușește. Deci, vorba aceea, lucrurile de valoare, esențele se păstrează în sticluțe mici. Așa sunt și cuvintele înțelepte. Nu există lucruri de valoare care curg pe mureș. Astea sunt îmbuteliate, să ne ajute Dumnezeu să le păstrăm cum se cuvine. Amin? Un al treilea principiu, nașterea copiilor și, evident, educația ce urmează. Este o lucrare umană, dar sub asistență divină. Pentru că influența creatoare divină și puterea și rodnicia creatoare a bărbatului și a femeii fac ca acolo unde Dumnezeu hotărăște să se nască puțin sau mai mulți copii. Există însă teoria că primii ani de viață nu trebuie aglomerați de copii. Copiii să vină mai târziu, pentru ca cei în cauză să aibă timp să se distreze. Și iată cum este socotită Scriptura greșită când zice copiii făcuți la tinereți. Filozofia vremii spune copiii făcuți la bătrâneți, când deja ar trebui să fii bunic la 40 de ani, raportat la ceea ce se întâmplă în Europa. Scriptura ne spune în Evrei, capitolul 13, versetul 3, să veghem, și e foarte important cum se raportează cei doi în relațiile intime încă de la început. Atât în ce privește curăția, cât și acceptarea procreierii. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patrul să fie nesporcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvare și pe prea curvare. O căsătorie demnă presupune relații intime sănătoase, ceea ce înseamnă și procrea. Unității celor doi de actul procreierii este o teorie a secolului 20, care nu s-a regăsit nici la păgâni în alte perioade ale istoriei, de cum în învățătura biblică. Domnul să cerceteze familiile tinere și să le ajute să înțeleagă voia Domnului încă de la început. Înainte de căsătorie, fiind un om mai rațional, mi-am făcut și eu calcule. Dar în vremea aceea m-am apropiat de Domnul și ceea ce a definitivat acest mod de a înțelege a fost rugăciunea păstorului din ziua anunții, pe care parcă l-am auzit spunând și după aceea, Doamne,
Dacă în familia aceasta vei da copii, fă să înțeleagă voia ta și în privința aceasta. Rugăciunea aceea s-a adeverit și Dumnezeu mi-a dat o înțelegere clară. Soția a avut-o dintotdeauna. Să îi ajute Domnul pe toți să înțeleagă voia. Pentru ca nu cumva mai târziu să fie regrete, să fie efecte nedorite și cei în cauză să nu mai poată întoarce trecutul sau să suporte pedepsele unor acțiuni pe care le-au întreprins, pentru că, dragii mei, viața nu este la îndemâna noastră. Viața originează în Dumnezeu, noi suntem doar asociați actului creației și dacă Dumnezeu ne-a nobilat cu dreptul de a fi tați și mame, haideți să fim cinstiți față de Dumnezeu și Domnul să se îndure de familiile noastre. Amin. Un al patrulea principiu, este necesară o raportare înțeleaptă la viața pământească. Astfel, trebuie să fim harnici, foarte economi, dar în același timp să nu uităm să fim darnici. Recomand tuturor familiștilor tineri să facă studiu din cartea Proverbelor lui Solomon. Vor evita creditele care pot să ducă la risc, sărăcia și multe alte neplăceri în domeniul economic. Trebuie să ținem cont și de învățătura Noului Testament pe tema aceasta, pentru că și aici, ca în toate domeniile, există extreme. Unii să meargă spre extrema capitalizării a investițiilor cu toată puterea pentru îmbogățire, caz în care să slujească mamonei, alții se dedică plăcerilor și nici măcar nu economisesc și chiar dacă nu beau și nu participă la ospețe, reușesc să-și cheltuie tot venitul pe ceea ce lor le place. Asta de la mâncare, la haine, excursii și așa mai departe. Sau mașini luxoase care sunt o investiție neînțeleaptă. Scriptura ne spune, Efeseni 4,28, cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui, să aibă să dea și celorlalți. Sau 2 Tesaloniceni 3,10, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Însemnați-vi-l, sunt lucruri care sunt afirmate în mod hotărât, dar vă citesc în câteva detalii. 1 Timotei 6, studiul proverbelor rămâne pentru cine vrea să o ducă bine. Și asta nu înseamnă neapărat să fie bogat. În proverbe scrie și că o bucată de pâine uscată cu pace face mai mult decât o masă încărcată cu cepturi. Dar proverbele sunt foarte importante pentru latura economică a vieții. 1 Timotei 6, citesc de la versetul 6. Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Știți că unii amână căsătoria că nu au cele necesare, dar să mănânce și cu ce să îmbrace au, înseamnă că totuși au cele este de ajuns. Poate vor trăi pe chirie. Dar în Europa asta sunt foarte mulți oameni care trăiesc pe chirie. Alte popoare sunt mai puțin interesate ca românii de o casă particulară. E bine dacă o ai, o casă sau un apartament. Dar mulți s-au născut în casă pe chirie și așa își încheie viața. Și poate sunt liniștiți. Cei ce vor să se îmbogățească cad în ispită, în laț, în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăți și pierzare. Îmi vine în minte cazul unei familii bogate, foarte bogate, ei personal mi-au mărturisit, într-o discuție, nu-i vorba de o mărturisire confidențială, eram la o masă împreună cu alții și au zis, părintele unuia dintre ei a fost proroc. Și după ce a decedat, copilul lui a zis, oare unde este tata? Și într-o noapte a visat cu părintele respectiv.
Nu facem doctrină din asta, rețineți o idee. Și a zis, cum e acolo? Nu i s-a spus nimic. I-a zis doar atât. Să știi că la Domnul Iisus credincioșii sunt într-o parte și bogați într-alta. Dar tată, cum e acolo? Auzi, să știi că la Domnul Iisus credincioșii sunt într-o parte și bogați în alta. Amin. Și Iisus a încheiat. Deci cu alte cuvinte, Dumnezeu a folosit acest vis, nu să-i spună ceva de pe lumea cealaltă. Și să-i facă să reflecteze asupra modului lor de viață. Cei ce vor să îmbogățească, asta spune în Scripturi, fără vise, cad în ispită. Pentru că Domnul spunea, bogații intră cu a nevoie. Și tot înțeleptul zice în Proverbe, nu te chinui să te îmbogățești, nu spune priceperea în aceasta. Dacă Dumnezeu binecuvintează pe cineva, e regulă, dar dacă el se dedică și primii ani de familie sunt dedicați în bogățirii, acea familie nu va sfârși bine. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Deci cine își dedică viața în bogățirii, își seamănă o travă în propria-i curte. Rădăcina de la toate relele. Toma lui Dumnezeu caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea, luptă-te lupta cea bună, gândește-te la viitor, la împărăție. Iar cât despre bogați, nu exclude, dar îi avertizează. Versetul 17, îndeamnă-i pe bogații avea călăcea astea să nu se îngânfe, să nu spună îndește niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții. Așa ca să strângă pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună temelie, pentru ca să apuce adevărata viață. Pentru că adevărata viață nu e aici, nici măcar în belșug, spunea Domnul Luca 12, viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Sunt atâți oameni nefericiți care se sinucid și alții, intervievați, au spus, n-am liniște, nu pot dormi. De ce? E scris în Biblie, dar ei nu citesc poate. Îmbuibarea nu te lasă să dormi. Dar o muncă liniștită, corectă, de pace în familie. Citiți, vă rog, în Proverbe, să vedeți, lăcomia turbură casa. Lucrul la care e bine să luăm aminte. Amintesc acum, în partea a doua, câteva probleme. Să știți că fiecare familie are ruptele ei și nimeni nu-i desăvârșit la tinerețe. Pentru că nu are experiență. Totul e inedit în viață. De aceea se ruga David în Psalmul 25:7, Doamne, iartă-mi greșelile din tinerețe. Sunt unii pentru care căsătoria este un prag foarte mare și se izbesc de lucruri pe care nu le-au bănuit. Poate nu s-au așteptat ei după gândirea lor, poate n-au fost învățați, dar rețineți. Orice problemă ar fi, cea mai puternică forță împotriva răului este binele. Și Apostolul Pavel spunea, Roman, capitolul 12, și asta trebuie aplicat cu consecvență la nivel de familie. Versetul 17, nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine în tuturor oamenilor, prea iubiților, nu vă răzbunați. Versetul 21, nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Amin? Îți face partener de viață rău și cane, te supără, te înșeală cu bani. Întoarce eu cu bine, binele e cea mai puternică forță. Răul nu e o soluție, e o greșeală. Spune Scriptura despre unii care chiar binele îl întorc cu rău, dar în acea situație răul nu le va părăsi casa. Apostolul Petru îndeamnă la rândul lui în 1 sa epistolă, capitolul 3, vorbind de la versetul 1 spre femei cu bărbați nepocăiți, cum sunt, avem și noi. Sau despre alte necazuri, versetul 9, nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Din potrivă, binecuvântați că la aceasta ați fost chemați să moșteniți binecuvântarea. Versetul 11, să se departeze de rău, să facă binele. Versetul 13, și cine vă va face rău dacă sunteți plini de râfnă pentru bine? Amin? Acesta trebuie să fie un mod de a rezolva a problemelor. Râfna pentru bine, să se îngroape răul, să se acoperă, să fie anihilat. Prin bine, forța binelui. În al doilea rând, rețineți, sunt situații mai critice în care cei doi nu știu cum să acționeze. Poate este bine să vorbească cu părinții lor,
sau să ceară ajutor și consiliere spirituală la frații slujitori, la oameni mai în vârstă. Știți de ce avem scrise cele în 1 Corinteni 7? Capitolul începe cu cuvintele: cu privire la lucrurile despre care mi-ați scris. Ei au avut nelămuriri și l-au întrebat pe apostol. Deci este foarte corect, când nu știm cum să procedăm, să mergem să întrebăm, să cerem sfat. Multe noțiuni din epistole au apărut ca niște necesități în lucrarea din teren. În familie pot să apară lucruri pe care nu știi cum să le rezolvi. Cereți ajutor, pentru ca nu cumva să greșiți. Am întâlnit situații în care unii au ascuns să nu se vadă în afară, până când într-o zi lucrurile au pușcat. Și femeia, de exemplu, a zis: gata, obosită cu nervi, am tăcut destul, nu mai pot, să știe toți. Măi, dar de ce ne-ai spus așa pe rând? Să știe un părinte, să afle slujitorii? Am crezut că se rezolvă. Bine ar fi să se rezolve, să nu afle nimeni. Dau aici un exemplu. Dacă cineva se îmbolnăvește, are temperatură, știu eu, îi dăm ceva, un paracetamol, dacă febra persistă, apar și alte complicații, sau se îmbolnăvește un copilaș și tânăra mamă nu știe ce să facă, treabă pe mama, care e pe post de doctoriță. S-a învățat să facă și injecții între timp, cu câți copii a avut. Nu știe nici ea, se duce la medicul de familie. Nu trebuie la fel să procedăm și în plan spiritual? De aceea există și consiliere la nivel de biserică. Au fost situații în care s-a intervenit. Îmi vine în minte un caz când doi proaspăt căsătoriți, după câteva luni, s-au divorțat. Ea a rămas însărcinată cu o bătrânică care le dăduse casa să îngrijească de ea. El a plecat înapoi în zona părinților săi. Și cineva m-a sunat pe un frate și i-a zis: auzi, du-te și încearcă să-i împaci. Altul a zis: dă-le pace, dacă nu se împacă, ce crezi, că te ascultă pe tine? Și respectivul s-a dus, a stat de vorbă cu ei o zi întreagă. Câteva ore cu el, câteva ore cu ea, vreo oră cu bătrânica, apoi cu ei doi, pe urmă și cu bătrânica, și pe seara i-a lăsat împăcați. Și au rămas bine. Deci este necesar să discutăm, să se primească sfaturi. Sunt însă unii încăpățânați care nu se lasă învățați. Am întâlnit și situația când m-am stat de vorbă o oră, două și la gata am întrebat: ce ziceți, e bine, veți face așa? Și unul din ei zice: a, eu vă înțeleg, voi nu mă înțelegeți. Și nici nevasta. Situații din astea trebuie să renunți. Am spus uneori: e ciudat, adică dumneata vii și spui că lucrurile nu merg bine, îți dau un sfat și îl refuz din start, cel puțin aplică-l. Deci dacă metoda dumneata n-a fost bună, cel puțin iau un calcul pe asta, teoretic, cum a zis Daniel către administrator: fă probă, omule, să vezi, poate e bine. Înțelepciunea e cu cel ce ascultă sfaturile, dă înțeleptului și se va face și mai înțelept. Să învețe cei mai bătrâni pe cei tineri, dacă cei tineri nu se lasă învățați și nu întreabă, pe cine să înveți? Degeaba să zice profesorul la catedră dacă n-are niciun elev în bancă. Stau pe hol, dar apoi spun că nu știu lecția, nu? Căutați ajutor la nevoie. Și în ultimul rând, spun aici la probleme, iertarea este o necesitate asociată cu lipsa de desăvârșire. Dacă am fi desăvârșiți, n-ar fi nevoie nici să cerem iertare, nici să iertăm. Dar pentru că încă nu suntem, trebuie să cerem iertare și să o oferim. Asta e specifică vieții omului în ascensiunea sa spre desăvârșire. Pentru că divorțul nu este niciodată o opțiune. S-a constatat că problemele, efecte ale divorțului, sunt mult mai grave decât cele reparatorii. Adică necazul ce-l aduce un divorț e mult mai grav decât toate iertăciunile ce ar trebui date și primite în familie. Am citit cândva într-o agendă un caz dintr-o familie, când o familie cu doi copii a divorțat,
Bărbatul, apucând cu o altă femeie, a rămas cu soția lui cu o fată adolescentă și un băiat de vreo 8 ani. Și într-o zi, fata, suferind, pentru că sufăr toți în asemenea situații, când nu se iartă și nu se acceptă în continuare pentru a se da o nouă șansă, în durerea ei a scris următoarele cuvinte, parafrazez eu tatălui ei. Tata, mi-amintesc cu drag când mergeam în mașina noastră. Tu la volan, mama în dreapta, eu și fratele meu pe bancheta din spate. Adesea v-am auzit spunând că mașina este defectă și nu va mai merge mult. Ba, au fost situații în care ați trebuit să o opriți și să o reparați. Totuși, eu cred că cu unele reparații ar mai fi mers. Însă, într-o seară s-a petrecut catastrofa. Era mama la volan, eu și frățiorul meu în spate și din sens invers a venit o mașină. A avut loc un tamponare, dar problema cea mai gravă era că la volanul celelaltei mașini erai tu, iar în dreapta o altă femeie. Mama este rănită, eu și fratele meu suntem de asemenea răniți, nu știu cum te afli tu. Eu încă mai cred că mașina casei noastre poate fi reparată. Să nu crezi că mama m-a putut să scriu, ea este supărată încă. Inima mea de fică, care își dorește un tată și o mamă, m-a împins să scriu aceste cuvinte. Scrisoarea a ajuns la destinație și după câteva zile, intrând în sufragerie, a găsit îmbrățișați pe părinții ei. Scrisoarea și-a avut efectul. S-au iertat și au rămas împreună. Să se îndure Domnul de familiile care sunt în crize. Nu este ușor să suporți un caz de curvie, de exemplu. Să treci peste o prietenie amoroasă care te jignește în modul cel mai profund. Îți taie inima ce o săjetează. Dar, rețineți, astea spun statisticile, nu doar a pocăiților, a medicilor, a psihologilor, efectele unui divorț sunt mai grele decât orice iertare s-ar impune. Se spune că un divorț este mai dureros decât un deces. De aceea să ne ajute Domnul să putem ierta. Pentru asta vă citesc un singur verset, Efeseni 4:32, cuvintele Apostolului, ce cu siguranță se aplică și în viața de familie. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum vă iertați și Dumnezeu pe voi în Hristos. Amin. Așadar, nu uitați principiile, o viață spirituală asigură familia, comunicarea e sângele vieții, nașterea copiilor este o cerință dată de creație și până trăim pe pământ să ne raportăm corect la mijloacele economice. Dacă apar probleme, mai mici sau mai mari, foarte posibil să apară, cel puțin ispite o să aibă toți, să știm că răul se învinge prin bine, iertarea trebuie să își aibă locul ei și dacă nu puteți rezolva singur problema, cereți ajutor. Nu veți fi desăvârșiți de la început, aplicăm acel principiu, nu gradualității legii, da, legii gradualității, adică nu putem să coborâm Biblia la nivelul nostru, dar putem să facem trepte oamenilor să urce la nivelul Bibliei. Nu vor putea dintr-o dată, pe rând. Dumnezeu ajută la desăvârșire, cu greutățile vieții, cu copii, cu necazuri, cu boli și până la bătrânețe, sfinți ajungem. Să rămânem numai împreună cu Domnul și unul cu altul, amin? Pentru ca dragostea, acea declarație fundamentală a familiei, să devină un mod de viață. Și cu câtă responsabilitate rosește-i doi în ziua anunții că vor rămâne împreună și la bine și la rău, și dacă va fi bolnav, să se adeverească pe teren și asta va dovedi puterea dragostei, acea flacără de foc al Domnului, acel jar care arde păcatul și stinge conflictele, trece peste supărări, că celui ce se iartă mult este și un câștig, iubește mult. Când dragostea devine un mod de viață, familia va aduce desăvârșirea. Dragostea este legătura desăvârșirii. Domnul să ne desăvârșească. În așa fel încât în ziua aceea,
când vom face parte din mireasa Domnului. Cateheza despre căsătorie de aici să ne fie bună, drept cateheză, pentru nunta mielului. Și Domnul să ne primească pe toți în slava sa. Amin.